Bună seara, sunt Natalia Cheptene. Aici vorbește Moldova. La acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Zinorocine tot, măi, băieți, măi! Mă, zinorocine tot, măi! Mami, scoală, mami! Pacără, ce spune și ai pățit, scumpul, e ce bun, mami, bun! Maria Tâmbur, din satul Ciciuleni, își plânge amarul. Fiul ei, Gheorghe, de 31 de ani, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Asta că mie m-a apucat de gât, mama, mie mă pupa, mă. El tare ține la noi. Ca aista care eu murta, mâine aista, ca dânsul nu-i nimic. La 2 săptămâni de la dispariția tânărului, poliția a anunțat-o pe Maria că un locuitor al satului Bâc l-a găsit mort pe Gheorghe, în portbagajul mașinii sale. Când deschide bagajul, nu găsește acolo un trup. El se vede confuzit, uite, și păcătat unde să ascundă. Familia bărbatului decedat crede că cel care l-ar fi ucis pe Gheorghe l-a și ascuns în portbagajul mașinii. Iar de această faptă cumplită, ei au început să-i bănuiască pe apropiații bărbatului. E ca așa, că când băgat așa pe o parte, așa ea. Nu cred eu așa ceva, că să băgat el singur în bagaj. N-are cum. Poate că o pus el la cal, cineva s-a lușit. După dispariția lui Gheorghe, iubita acestui a început să povestească lucruri șocante despre noaptea în care tânărul a plecat de acasă. Gheorghe, ce că unii ca unii să mă omoare, că nu vreau să-mi dea ei banii. Acum, apropiații tânărului nu-și mai doresc decât să afle adevărul, iar cel care se face vinovat de moartea lui Gheorghe să fie tras la răspundere. Eu vreau să găsească aici, cum se cheamă. Mie numai asta întreb. Să găsească și vinovat. Ce s-ar fi întâmplat cu Gheorghe înainte de moarte? Încotro ar fi plecat el înarmat cu un cuțit? Și cum a ajuns în portbagajul unei mașini străine? Ce a reușit el să-i spună iubitei sale înainte de moarte? Și de ce acum chiar ea este suspectată de rudele bărbatului? Aflați în această ediție. Acum 3 săptămâni, Victor Tâmbur a revenit în grabă de la muncă din Israel ca să-și petreacă fratele mai mic pe ultimul drum. Bărbatul spune că este convins de faptul că Gheorghe a fost ucis, iar criminalii rămân la libertate. Victor, bună seara! Bună seara. Condoleanțele noastre, în primul rând. Te rog să ne spui cum tu ai aflat despre moartea fratelui tău mai mic. În toată ziua sunam pe Gheorghe. Așa. Și în seara aceea, când m-a sunat eu, răspuns un polițist. Telefonul Gheorghe. Și am spus, se poate Gheorghe? Eu zic că nu se poate. Să vorbim mai încolo, că acum suntem ocupați. La ce te-ai gândit în acel moment? Eu, după jumătate de oră, abia am scris. Macar e viu sau e mort? Și eu răspund și zic că el e mort. Și eu am auzit deodată, a doilea zi am luat bilet și am venit acasă. Zi-mi-te rog, unde a fost găsit cadavrul fratelui? La Bâc. Satul Bâc, nu aici, la E aici, la Bâc. E o suburbie a Chișinăului. Da. Dar unde a fost găsit el? Bagaj, la o mașină, acolo. Nu a spus nimic. Eu singur m-am dus la poliție după asta, după ce l-am îngropat. Dar pe Gheorghe m-am dus și am întrebat ce s-a întâmplat. Dar cine v-a adus cadavrul? Nu voi eu. L-ați preluat? Eu l-am luat, tot eu. Dar tu l-ai luat de la morgă la deja, morgă, da? Deci voi nu l-ați văzut unde a fost găsit? Nu, de la morgă. Dar poliția ce v-a zis? Cum a murit Gheorghe? Nimic, nici în ziua de azi. Eu m-am dus la poliție, la Ciocana, și am întrebat. Și nu că să-i întreb eu, i-am întrebat eu, dar i-am întrebat pe mine ce s-a întâmplat. Așa, m-a întrebat pe mine ce s-a întâmplat. Cum adică? Voi ați fost acolo, vă trebuie să-mi dați mie răspunsuri. Cum, ce s-a întâmplat? Cum a fost? Azi vă sunt, trebuie să vă spun când să veniți. Și că iar o săptămână trecut, nu sună nimeni. Hai să vedem ce ne-au spus nouă la poliție, dar și la medicina legală despre cum a fost găsit Gheorghe. Atenție! La data de 30 aprilie, aproximativ la ora 17:20, în unitatea de gardă a Inspectoratului de Poliție Ciocana, a parvenit informația de la un serviciul unic 112, precum că în portbagajul mașinii, proprietarul a depistat cadavrul unui bărbat necunoscut lui. Imediat la fața locului s-a deplasat grupa operativă, unde la locul faptei, în cadrul documentării, polițiștii au stabilit identitatea. Bărbatul s-a dovedit a fi în vârstă de 31 de ani. La examinarea exterioară de către medicul legist, urme de moarte violente nu au fost depistate. În scopul stabilirii tuturor circumstanțelor în cazul dat de către organul de urmărire penală a Inspectoratului de Poliție a sectorului Ciocana din cadrul Direcției de Poliție a Municipiului Chișinău, a fost pornit un proces penal. Nu s-au găsit semne de moarte violentă. Spațiu închis, temperatură ridicată, condiții optime pentru un proces de putrefacție. Este starea care a fost constatată în urma cercetării cadavrului, care nu permite de a stabili o cauză concretă a decesului, fie maladie, fie traumă, fie intoxicație și așa mai departe.
Eu am văzut fotografiile care i-a făcut aloc acolo. Am rugat pe doamna și ea să ne arăte fotografiile. Любой психолог poți să spui așa ceva. Pentru că tu n-ai să te pui să pui mâinile așa, ia că așa erau pus mâinile. Și ai să mori. Asta tu puteți să te dezbați. Din ceea ce ai văzut tu din poze, da? Din poze, în momentul, da, în care au fost găsit, da, el. Ce ai mai observat? Nu știu, poate... Eu nu știu, parcă pe mâine, ca aici, pe mâine, ca când erau... Au fost sânge, dar au fost spălat ca când. Dar zi-mi, te rog, oamenii în curtea cărora a fost găsit, da, cadavrul lui Gheorghe? Am vorbit cu niște băieți acolo, ca când arată unul la alții. Unul spune că cu voi a fost și el îmi spune că cu voi am fost, cu fost. Dar ei vă sunt cunoscuți? Nu, eu nu știu deloc pe nici unul de acolo. Și Gheorghe la fel căutat, nu știa? Sau tu, nu, nu. El îi știe pe tăța și tăța știe pe dânsul. Spune eu că Gheorghe era un băiat de treabă. Colegii mei au fost acasă la familia Neamțu din comuna Bâc. Ei l-au depistat pe Gheorghe mort în mașina din gospodărie. Ce povestesc ei despre descoperirea macabră din portbagaj aflați mai târziu? Iar acum să vedem un subiect despre Gheorghe Tâmbur. Gheorghe Tâmbur avea 31 de ani și era originar din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. Tânărul era mezinul familiei, având doi frați mai mari. Îndurerată, mama bărbatului spune că nu poate înțelege nici astăzi de ce soarta i-a luat feciorul. Scăpușorul nu a scăpușor, Gheorghița, mami! Mami, scoală, mami! Bacără și spune și ai pățit, scumpul, e ce bun, mami, bun! La vârsta de 18 ani, Gheorghe a plecat în Rusia și a muncit în construcții. În anul 2021, el s-a mutat în Germania, unde a fost angajat la un depozit, își amintește mama bărbatului. Dar câte materiale, câte au adus el pe la Germania? Divanul i-a cumpărat două mese. El a făcut și pentru lemne și pentru viceu, el ne-a făcut el. Mi-e greu tare, eu nu mă pot lămuri cu viața mea. Femeia spune că Gheorghe era de fire cu minte și timid. Niciodată nu a fost văzut să se certe cu cineva, mărturisește ea. El acasă a fost copil ca copil, nu era bătăuș, nu era, că să zici așa, că să hărțăgească, să ai la bătaie. El mai băuș și un pahar din așa de din vremea mai încoace. El niciodată nu făcea că scandalească, să ai la bătaie. Nu, la noi nu a fost scandal așa din partea lui. Și băiat cu minte am pierdut. Acum 4 luni, tânărul a decis să revină acasă pentru totdeauna. Fratele lui Gheorghe povestește că iubita lui l-ar fi motivat să facă acest pas. Eu văd să dacă te duci, apoi eu când și ei început acolo niște prostii, că stai bine și prietenul lui nici acolo nu și-a putea sfădi și a venit acasă. Dar apoi el vrea copii, el e mult stăruie, vrea copii, chiar tare vrea. Victor povestește că fratele său mai mic s-a angajat alături de câțiva prieteni la construcția vilelor din comuna Bubuieci. Tot acolo Gheorghe cu iubita lui și-au închiriat o locuință. S-a ocupat cu stroica, ca și cum. În ultimele săptămâni de viață, Gheorghe ar fi avut un conflict cu angajatorii săi, povestește Victor. Aceștia nu i-au plătit o parte din banii promiși și încercau să-l dea afară ca să scape de el. Lui nu i-a dat bani acolo și a început, el le-a spus la ăsta care e cu dâns, ca când lucra la dâns. Și a spus, băi, să-mi dai bani, dar el a spus că banii tăi am, nu știu, el are copil mitia și a spus că i-am cheltuit banii și a spus, cum e, banii mei să-i cheltui tu. Și lui lea, ca când l-ați, nu știu, oricât l-ați dihuit, lea, că unul singur pe dâns, unde se afla fostul coleg al lui Gheorghe în noaptea când a dispărut bărbatul și de ce el este principalul suspect al rudelor, aflați în câteva minute. Zi-mi, te rog, cadavrul lui Gheorghe a fost descoperit într-o gospodărie din satul Bâc. Bâc, da. Voi vă puteți imagina ce putea să caute Gheorghe în acel sat? Avea cunoștințe acolo, avea vreo treabă acolo. Nu, ce putea el, să caute? Fost, am, că chiar am, duminică am fost trecută. Și am luat eu și am vorbit eu cu băieții și el avea niște prieteni pe acolo, o, 2-3 prieteni pe acolo, pe Bâcul și ăla. Așa. Și el a avut ca când acolo niște prieteni, nu prieteni, așa, de-a lui acolo. Dar restul nu. Dar să caute ceva noaptea la ei? Dar nu cred, la ora și la ora 2 de noapte și tot ce toată lumea doarme și se caustă. A venit momentul să o auzim pe Sofia Neamțu. Anume, în ograda femeii a fost descoperit cadavrul lui Gheorghe la 2 săptămâni de la dispariție. Iată ce ne-a povestit femeia despre descoperirea macabră din portbagajul mașinii. Băietul l-a găsit. Băietul cheie mașina lui. Lui trebuie o cheie. O cheie trebuie. Și iată, era închis ermetic. Și când a deschide, și-a de omor. E negru. Dar eu cred că e vreo negritean. Cred că bejenții de ăștia care îți veniți pe aici. I-am dat băietului Valerian Coleacăș. I-am, el o țică singur, că chemăm poliția, că ia ca și la noi. E bărbat, nu, ți-o duși o băută 100 de grame și
uita că a fost poliția la noi. Dar nu, nu m-a întrebat cum s-a întâmplat, ce au făcut, ei au fotografiat și l-au șters. Dincolo, de așa, dincolo trebuie. Că cu aia și nu putea. E casa acolo și poartă. Și câine, doi câini. Și acolo hămăi câinile. Cineva ori l-a fugărit și el a fugit în tuneric aici. Nu-i nișul, nici poartă, nu-i... Și el repede a fugit să se ascunde. Și ca să o ascund. L-am văzut când de-am era jos de mașină, l-a dat jos. Era negru. Era îmbrăcat frumos băietul, n-am ce spun. Avea într-o scurtă, ca geacă de azi, cum spune, petnistă, ca cum voienă așa, dar și cu deasupra cu bezrucafcă așa, fără mâini. Și în jeans albaștri era, în crăsovci, în ciorapi și de sub avea sportiv ceva, se vede că galben așa ceva. Unii au văzut că poate intra acolo, au intrat. Dumnezeu cu dânsul. Am dat de pomană și pe care ne-au adus cârb. Da, dar și nu cătat cheia, că asta e poate și vara pusete. Avea să iasă jen prin bagajnic și avea. Eu galonul de gaz, unde el a rupt trup și le-și nădușe pisine, și de e ca capul era în partea asta. Da, bagajnic și era așa de mic. Eu nu știu, el are 1,85 m, avea. Eu nu știu cum încă putea acolo. Încă... Care este versiunea ta, Victor? Eu cred că l-a pus acolo, nu m-a l-a băgat acolo, pentru că mâinile, niciodată în viață n-ai să pui tu mâinile așa. E ca eu băgau mână sub dânsul, eu nu știu cum să-ți zic, dar mâinile în viață n-ai să pui așa, să mori. Niciodată. Crezi că el nu a murit în portbagaj acolo? Nu. El a murit în altă parte? În altă parte acolo l-a dus, eu 100%, da. Prostie. Și atunci, așa să zic, o versiune foarte clară nu eu aveți. Nu știu, eu am fost singur și am întrebat pe acolo, am blat eu și am vorbit eu cu băieții, cu și așa. Care am întrebat chiar de băi cu și ăla, tot la ești care cu banii arătau cu dești, că voi ați făcut numai. Vrei, te chiar săriu la bătaie la dânsa acolo, de față cu mine. Că voi, numai voi l-ați ușesc pe Gheorghe și gata. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre moartea lui Gheorghe Tâmbur, de 31 de ani, originar din satul Ciuciuleni, raionul Hâncești. La sfârșitul lunii aprilie, un locuitor al comunii Bâc a anunțat poliția că a găsit cadavrul bărbatului în stare de putrefacție în portbagajul mașinii sale abandonate. Cu două săptămâni înainte, rudele bărbatului l-au dat în căutare, asta după ce la miezul nopții el a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Ultima care l-a văzut pe Gheorghe în noaptea dispariției ar fi concubina acestuia. În câteva momente, tânăra va intra în platoul nostru. Dar mai întâi să auzim ce a povestit ea colegilor mei despre noaptea în care Gheorghe a plecat de acasă. Eu dormeam și să-l auzeam prin somn că el striga prin casă. Eu mă duc, mă ridic, vin, mă omoară. Toi să mă suni. Dar acolo au zis că e la ușă. Mă pun eu, n-aud, el auze. Pe afară, da, și hoșești hazeanul și eu. Au fost hazeanul, s-au dat pe locul ăsta, că nu-i nimeni. Gheorghe și-a fost checată, i s-a afară. Ei și vedea la fereastră și auzea. Gheorghe, ce, că unii ca unii să mă omoare, că nu vrea să-mi dea bani. O să scoală și tu, și adem în partea cealaltă, să culcăm cu Gheorghe Vitali, cu hazeanul. Dea-nță acolo, spac să adorm și el iar, dar mă auzea la fereastră atlantă. Al auzea pe colea, dar la fereastră și atlantă. Ionela Răbaca, iubita bărbatului decedat în circumstanțe misterioase, a venit la noi în platou. Ionela, bună seara. Condoleanțele noastre, în primul rând. Spune-mi, te rog, povesteai că Gheorghe, în acea noapte, când a plecat de acasă, îl auzea și chiar îl vedea pe un oarecare Colea. În timp ce tu și stăpânul casei, da, gazda locuinței, nu vedeați și nu auzeați nimic. Și de aici întrebarea. Gheorghe a mai avut stări din astea incoerente sau să aibă halucinații? Nu. Cum zic, eu m-am scolat și m-am uitat să aud și eu. Tu? Eu nu auzeam. Așa. Dar el auzea, zic, tu casă vrei, casa să dau eu. El vorbea deja cu Colea? El așa auzea că Colea spunea. Așa. Tu vrei casă, eu casa să dau, asta e omor. Gheorghe spune așa. Și tu, care era reacția ta? Zic, Gheorghe, nu nimeni, spune, nu că ies cineva la fereastră. Dar zi-mi, te rog, s-a mai întâmplat el să audă ceva care tu să nu auzi? Eu dormim și eu prin somn auzeam. A, deci tu era prin somn. Da, eu auzeam că le striga, de mă rezi, mă îmbrac, că mă duc, că mă omoară, să-i dau bani. Dar tu știi cine este acest Colea, despre cine vorbea el? Da, el a lucrat la stroi cu Colea ăsta. Așa.
Și s-a întâmplat între ei o ceartă, ceva? Colea l-a amenințat, nu știu, l-a bătut? Colea spune că eu ți-ai banii nu-ți dau, că eu am copchilmit el. Iulie spune, eu am lucrat, dă-mi banii. Zic că eu nu ți-ai dau, că eu am copchilmit el, trebuie să-l cresc. Așa, și mai departe? Iulie spune, dar nu ți l-a făcut aleu, tu dă-mi banii și am lucrat eu 2 săptămâni. A fost o ceartă, un conflict între ei? S-au bătut? Nu. Nu s-au bătut? Nu s-au bătut. Tu ai încercat să-l oprești atunci când Gheorghe deja a apucat să iasă? M-am sculat și am spus, Gheorghe, ieși și culc mâinii mei. Zic, nu, că ieși cineva. Așa? Și ce s-a întâmplat mai departe? Descrie-ne, te rog. El s-a sculcat iar pe pat, iar se scula, iar ucea la fereastră. Că iar se liniștie, iar iar spune pe pat. Că așa am umblat și la jumătate la 2, a spus un truc de-a lui, că o scrie, vește câinii din bâc, merg de urma mea. Gheorghe, așa, i-a spus la 1. Când a ieșit el din casă? La ora 2. La ora 2? Da, de noapte. Ce a făcut? Ce a zis? O să că eu mă duc, tu pine să mă suni. El așa făcea de obicei? Da. Pleca fără să-ți spună unde se duce? Nu. Păi și în acel moment, nu l-ai întrebat, omule, stai puțin, unde te duci, ce faci? O să că eu mă duc să fug să nu mă omoare Colea. O să că, Gheorghe, nu-i nici un Colea, o să că nu Colea e afară, eu mă așteaptă să mă omoare. De ce n-ai încercat să-l oprești? Ușa era încuietă, o să scuie și ușa că eu mă duc. Dacă nu, o să fărăm ușa, dacă nu dai voie să ies. Ți era frică de el? Nu. Se întâmpla să te bată? Să ridice mâna la tine? Nu. Păi și atunci cum l-ai lăsat să plece? Eu credeam că poate el s-a dus afară și a se întoarcă înapoi. Cu lăsași lumile aprinsă și ușele. Eu vreau să știu dacă tu ai povestit asta și lui Victor sau familiei. Nu, tu ne-ai vorbit cu totul altfel. Tu ai spus că tu dormi când s-a dus Gheorghe. De-aia eu auzeam că el... A putut doar auzi, dar tu văd că mi-ai spus, mi-ai dat alt fel cu tătul Ionel. Tu ai spus că tu dormi în timpul ăla. Da, dormi. Cu dormi. Dar pe de unde știi tu că s-a îmbrăcat, ce-a făcut el? El era în măcutul ăla stani deasupra. Stani deasupra. Tu prin somn auzi că el vorbește cuvintele astea că... Eu auzi prin somn. Prin somn tu auzi că e cald de Colea și ea, poate. Înțelegi? Poate chiar erau al de Colea și ea la o fereastră. Eu auzeam că spune... dormi, bă, spui că erai sculat, eu asta nu pot înțelege. Eu auzi prin somn că el spune că... Dă-mi bani, da, eu dormim. Poate chiar era de culeșe, erau la fereastră, asta nu pot înțelege. Zi-mi, te rog, ce-a luat el când a plecat de acasă? Un cuțet. L-au găsit apoi asupra lui, acest cuțet? Au găsit un cuțet, dar eu azi am văzut cuțetul, așa cu mânierul, cuțetul altfel. E alb, dar este cu mânierul negru. Zi-mi, te rog, el te-a mai telefonat în noaptea ce? Nu. Nu? Și tu te-ai culcat și ai adormit. El de acasă, telefonul, el smâșe, să-l prind. Eu auzeam că el spune, dă-ne, spun cod la telefon, apoi de pleca. El striga. Așa. Spune cod la telefon că sune. Așa. Și noaptea sun la telefonul meu și l-am sunat pe, sun la poliție. Și l-am sunat pe 001. Și am văzut că nu răzbate și l-am pus înapoi telefonul jos, lângă mine. Dar telefonul lui l-a luat? Da, lui l-am pus în buzunar. Noaptea dezbloca. Așa, și tu în acel moment nu dormeai, se pare că, atâta timp cât zici, ne dai niște detalii. Asta înseamnă că erai trează. Eu când mă culcam înapoi și el auzeam chiar, parcă se liniștească, mă culcam înapoi. Și el auzeam iar mă sculam. Ionela, zi-mi, te rog, cum crezi, ce s-a întâmplat cu Gheorghe? Care este versiunea ta? Eu spun că poate s-a dus la Colea și Colea l-a luat și l-a omorât al el. Dar câți bani ai datora Nicolae? 4.000 de lei. Și tu crezi că pentru 4.000 de lei se omoară un om? Că Gheorghe la tot spune că e ca cu alesea din dator cu 4.000 de lei și nu vrei să ne dea. Dar tu chiar crezi că acest Colea ar fi în stare pentru 4.000 de lei să-l omoare? E atât un om atât de periculos? Da. Colegii mei l-au găsit pe Nicolae, colegul de serviciu al lui Gheorghe, de care se pare că bărbatul se temea mult. Haideți să vedem cine este acest bărbat și ce spune despre conflictul pe care l-avea cu Gheorghe. Atenție! Am venit primele 2 săptămâni zile, s-a ținut pățanci cu ciotcă, au lucrat atât. După azi, nu-i putea-și băga. Când lucra, când nu lucra, și apoi vine lucra pe la masă, după masă, de voi trebuie acasă, când ieri am băut. Am eu rămas, uitați, eram dator cu 2000 de lei. Uai Gheorghe. Da, uai Gheorghe. Tot mă suna acum, nici nu mă suna eu, dar mă suna naiba, știi, și niște druși de-a lui, niște nu știu acolo. Și atât, asta a fost atât ceartă, și atât. Nu am avut probleme de bătaie cu dânsul. Așa. Poți să ceri cu un om care e un om normal, dar de care stau tot zeu în șip și să faci cu dânsul, că
Eu sunt acasă, eu am copil mic, eu sunt acasă toată ziua. Eu lucru casă, lucru casă românjeni. Și o zic el bie noapte, pe la ora 3 noapte, scula și bie și o zic la pica. Hai, Iurica, ce-mi plac cu tot un buznar? Cine-i face așa valuri? Eu vă spun că n-am avut cu dânsul absolut nimic. Eu dimineața mă trezesc, soția mi-a spus și că sunat iar Gheorghe, zic la șofer, zic că nu știu. Și avea o spus, dar era bar jos că mi-am zis și eu un c***nic șofer. Păsat în seara și el s-a dormit, am și eu a răspuns, el se zic era servit și nu știu, și-a spus că în fel că deși colea nu dă pașe și face probleme. Că în fel parcă cineva, nu știu, fășelul ăștia al urmăric. S-a pus receptorul și gata. Început spune ceva și-a pus receptorul și gata. De atunci, că de atunci nici nu a sunat nici în zonă. Cum a ajuns el în bâc? Veneau zgâriați, sfâșiați, cu hainele rupte. Doamne ferește, cum adică? Noi mâncăm într-o bucățică și eu să fac așa prostii. Cum a nimerit în portbagaj? Ori acela minte, ori dumneavoastră mințeți la mijloc. Acum 3 săptămâni, Victor Tâmbur a revenit în grabă de la muncă din Israel ca să-și petreacă fratele mai mic pe ultimul drum. În seara aceea, când m-a sunat eu, telefonul Gheorghe, și am spus, Macar, e viu sau e mort? Și mi-a răspuns și a zis că el e mort. La sfârșitul lunii aprilie, un locuitor al comunii Bâc a anunțat poliția că a găsit cadavrul bărbatului în stare de putrefacție în portbagajul mașinii sale abandonate. El are 1,85 m, abia. Eu nu știu cum încă putea la acolo. Nu m-a luat băgat acolo, pentru că mâinile niciodată în viață n-ai să pui tu mâinile așa. Ultima care l-a văzut pe Gheorghe în noaptea dispariției ar fi concubina acestuia. Le-a strigat, demarei să mă îmbrac, că mă duc, că mă omoară. Sunt Gheorghe, nu nimeni, nu că ies cineva la fereastră. Când a ieșit el din casă? La ora 2. Că eu mă duc să fug să nu mă omoare Colea. Colea ar fi în stare pentru 4.000 de lei să-l omoare? Care am întrebat chiar din băicul și ăla, tot la ești care cu banii arătau cu ești, că voi ați făcut numai. Colegii mei au analizat înregistrările unei camere video amplasată la 100 de metri de gospodărie unde a fost găsit Gheorghe. Ce a reușit să fixeze aceasta, vedeți în curând. Iar acum în platou ni s-au alăturat psihologul Vadim Aftene și avocatul Teodor Cârnaț. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit! Vreau să știu ce credeți voi despre circumstanțele în care a dispărut Gheorghe în acea noapte și despre ceea ce ne-a zis acest bărbat care... cu care ar fi avut Gheorghe un conflict. Eu aș începe în felul următor, că viața unui om trebuie până la urmă de protejat. Persoana de ce, dar poliția, când găsește un cadavru, e obligat să înainteze diferite versiuni, să vadă a avut loc o moarte violentă sau a avut loc o moarte naturală. În cele de urmă puteau fi făcute sau înaintate diferite ipoteze la acest capitol, începând de la gelozie în raport cu concubina, nu scutim și faptul acesta, că concubina trăia împreună cu stăpânul gazdei și ei au fost ultimii care l-au văzut pe Gheorghe în viață. Și al doilea moment e legat totuși de acest Nicolae, fiindcă totuși l-a sunat. Uitați-vă că el este o probă, că a sunat în acea noapte, că soția s-a plâns, cred că lui Nicolae, că ăsta, Gheorghe, nitachenează, uitați-vă, cere bani, etc., etc. Nu-i scut din faptul și varianta și ipoteza respectivă, că în scopul de a-și proteja familia, de a-și asigura securitatea familiei a lui Nicolae, putea să și ipoteza că și Nicolae să se răzbune pe Gheorghe, deci cauza sună, deci cauza îl tachenează, nici cauză cere bani, fiindcă spune că el nu lucrea, el bea... Da, dar e o sumă atât de... hai să-i zicem, neimportantă. Natalia, eu sunt de acord cu... e o sumă neimportantă, dar la mijloc s-ar putea să nu fie suma dată, dar însă și tachinarea respectivă în raport cu familia lui Nicolae, în raport cu soția care numai ce născuse, s-ar putea însă și pe Nicolae la un anumit moment să aibă crize de nervi și în cele de urmă să se răzbună pe Nicolae. Deci cauzele așa procedează. Nu-i problema în bani la mijloc. Din punctul meu de vedere, mai mult este aspectul acesta de tachinare. Fiindcă, uitați-vă, sunt două declarații care a concubinei, declarația soției lui Nicolae, care ele se combat una pe alta, o versiune. A treia versiune pe care e bine să fie luată în considerație, Bâc.
cum a ajuns el în Bâc. Și de ce anume în Bâc? Și de ce anume în Bâc? Fratele spune că el a avut acolo niște prieteni în Bâc și el a fost găsit în portbagajul unei mașini care nu era exploatată de mult timp înainte. Ceea ce înseamnă că versiunea stăpânului, precum că el s-a ascuns de unii urmăritori că în acest portbagaj, că aici era deschisă această mașină, și această versiune era binevenită să fie verificată, inclusiv camerele video care sunt aplasate în satul Bâc. Am găsit noi una și o să vedem ce a înregistrat această cameră. Vadim, vreau să te întreb pe tine. Ți-au trezit niște dubii declarațiile Ionelei despre acea noapte în care a dispărut? Ți se leagă toate lucrurile? Doar poate... dacă Ionela este coerent în declarații, parcă și cu fratele a zis că nu era așa, că cum l-ai văzut tu, dacă tu dormeai sau chestiile respective, și când a apărut frica aceasta de Nicolae, adică că dacă să vorbim despre o tulburare psihică, da, nebunia are o logică sau o structură, când începe, cum se dezvoltă, da, care este evoluția și care sunt manifestările. Uite, auzea el voci și chiar vedea la un moment dat niște oameni acolo peste fereastră. Admit, poate în situații stresante, persoana respectivă, da, să înceapă să audă voci. Dar a fost în Rusia, a fost în Germania, a fost singur, adică n-a dus o viață de asta confortabilă ca să vină la el în localitate, lângă dragostea lui, și aici să acest conflict, uite, la serviciu și această datorie, nu putea să-i... Eu ar vrea să exploatez acest... Să-i putea, dar trebuia psihicul să fie o amenințare serioasă, adică, într-adevăr, pentru viața lui, în așa măsură, da, ca el deja cumva să nege într-un fel realitatea și să dezvolte la el diferite... Deci, ca să înțeleg, Vadim, tu nu crezi că Gheorghe ar fi putut avea probleme cu psihicul? Să audă voci și, uite, dacă... mai departe tot ce a făcut în acea noapte să fie legat anume de asta, de halucinații, de... El poate să fie și ceva combinat. Dar când aud declarația medicului legiști, da, că n-a avut semne de violență, noi am avut în practica mea pacienți, deci care, deci a debutat maladie psihică, au ieșit din casă și s-au dus pe câmpuri, prin păduri, dar veneau zgâriați, sfâșiați, cu hainele alea rupte. Aici a pe fost, când, da, și chiar și femeia care l-a descoperit în portbagaj a zis că era îmbrăcat frumos. Domnul doctor, uitați-vă, de multe ori persoanele care se asfixiază sau persoanele care se otrăvesc cu gaz, de exemplu în garaj, etc., sunt niște cadavre care sunt intacte. Adică persoane care, cu spucile mai frumoase, sunt, care sunt mormântate. Deci ei, uitați-vă că ea a fost găsit într-un portbagaj unde era un balon cu gaz lichifiat care era pus la exploatarea acestei mașini. Stăpâna, un detaliu ce m-a tras atenția, stăpâna a spus că s-a rupt niște furtune de la acest balon. Și ipoteza respectivă, dacă nu a avut urme... Dar când am auzit, balonul era plin. Sau... Eu am vrut să poliția să vadă în investigație. Balonul era plin cu gaz sau nu era plin cu gaz? Dacă s-a rupt aceste furtune... Spus, poliția a spus așa, stăpâni și eu, mașina și nu merge de oană în zile urmă. Așa. Bine, el poate să nu meargă, dar balonul poate să fie pe jumătate plin sau poate să nu fie consumat gazul celălalt. Nici nu era important pentru mine balonul s-a scurs sau nu. Pentru mine era important cum a nimerit în portbagaj. Da, asta e cea mai mare întrebare. Portbagajul, dacă se ascundea de cineva... Doamne, Victor, vreau să te întreb. Polițiștii au anunțat și despre un pachetel pe care l-ar fi găsit alături de Gheorghe. Știi ce se afla în el? Nu știu, ceva de sare, nu știu ce nebunie acolo. Sare, dar și sare și mai și asta, nu știu ce înseamnă asta. Este un drog. Un drog extrem de periculos. El și fumat, eu știu că el se numește sare, am auzit și eu de el. E un drog extrem de puternic, din câte care își provoacă și halucinații. Știu eu. Și de aici întrebarea, putea Gheorghe să se drogheze? Nu. Ionela. Eu, dar vedeți că dacă n-ai moarte violente, orice medic legist trebuie să stabilească cauza și consecințele morții.
Când Colo spune că din cauza putrefacției care a durat 2 săptămâni de zile, nu s-a putut stabili care a fost cauza morții. Eu, și nici timpul. Eu ca și avocat, anume acest răspuns a medicului legist, pun semnul de întrebare, anume 2 săptămâni, nu-i 2 ani, fiindcă noi de multe ori putem să descoperim că a avut loc infracțiunea prin violență sau prin otrăvire, asfixie, etc., chiar și după ce facem exhumarea cadavrului. Dar aici a fost numai 2 săptămâni. Poate la mijloc există altceva care eu nu cunosc. Noi am aflat că la aproximativ o oră după ce Gheorghe a ieșit din casă, înarmat cu un cuțit, el l-a telefonat pe nașul său, Nicolae. Iată ce povestește acesta despre discuția lor din acea noapte. Atenție! O sunat în jur la jumate la două din noapte. El nu vorbea cu mine. El spune că luați când este de aici, că eu mă duc la bâc la poliție. Și luați când este, că îi mă mușcă. Că el nu vorbea el. Trebuie numai să auzit, el o dat să mă apeleze de mine. Măi, ce nu? Și cu tine? Nu s-a auzit nimeni, nu vorbea nimeni. Și numai atât am auzit la tânsul și propus trupca. Dar și când, și unde, dimineața mi-a spus că cu bine a fost. El pleca de acasă. Eu dau capul pe trunchi, el dașa țigăr nu fuma, nu poate fi așa ceva. Cineva i-a texit lui acolo, ori ceva a fost. Servit, servit, dar el nu fuma țigăr, dar cum poate să consumi el narcotice. Zi-mi, te rog, nașul lui Gheorghe, este un om în care poți avea încredere? Multe ori l-am sunat pe dâns chiar de acolo la Israel, după ce s-a dispărut Gheorghe. Așa. Și îmi spune, Doamne ferește, cum adică, noi mâncăm într-o bucățică și eu să fac așa prostii. Și cum să faci așa prostii? Și că s-a bat atât pe Gheorghe sau să-i fac ceva, nu, el e ca când era nașul lui. Dar cine punea? Dar de ce l-ai întrebat totuși? Pentru că erau împreună ca când. Cum erau împreună? Erau mai mult împreună, că ei lucrau împreună, nu știu cum acolo, nu știu, e ca... Aici în sat tot lucrau împreună. Da. Dar păi ei lucrau împreună. De atât eu am sunat de dâns. Și am spus, băi, și ce s-a întâmplat acum? Păi, dar până așa... Ei se cunoșteau de mult, ies din sat. Deci probabil Gheorghe vroia să-l ia de naș. E așa, Ion așa îi spunea lui Gheorghe, că e șenă. De ce? Așa rădeu e. Da, așa e, șenă, șenă, șenă. Și ei am doar căt la stroică. Așa, ei au avut un conflict, Ion cu Gheorghe? Nu. Ion ar fi avut un motiv să-i facă ceva rău lui Gheorghe? Nu, eu dar să mintă despre discuția lor din acea noapte? Nu. Dar până eu înțeleg, dar l-a telefonat pe Ion atunci, da, de la care telefonat? La ce telefon? La poliție, tot a spus la poliție că Gheorghe Oschiecavie știe câinic, merge la mea în bâc. Așa a spus Ion la poliție. De la ce telefon putea să-l sune pe Ion? Ion a spus pe al lui Gheorghe, a sunat. Dar pe telefonul lui Gheorghe nu e așa ceva. Ion așa a spus la poliție. Este un necunoscut totuși aici. Descifrarea de la telefonul lui Ion, cine pe ce număr, adică răspunsul se poate depinde. Dar uitați-vă ce ne-a spus el. Apoi da, dar de văzut deodată și număr acolo sau poate poliția spune? Crezi că contează ce număr era? Dar pe cum? Da, dar mă interesa, Gheorghe cu Nicolae, cu care avea conflictul acesta cu bani, erau în relație bune? Ionela, erau în relație... Prima săptămână când lucra, da, trăiau ghenii, dar la câteva luni, dar nu, cu văzut nu plătea și bani ca lumea. Înseamnă că Nicolae trebuie să-i plătească bani și lui Ion, da? Și lui Gheorghe. Știi tu, lui Ion i-a dat banii Nicolae sau nu? A spus că nici lui nu i-a dat banii, Colea. Ion a spus că nici nimeni nu i-a dat bani, nici lui Gheorghe, nici nie. Fiindcă la mijloc este aici un conflict, totuși, legat de bani. Unii au lucrat la acest Nicolae, dar Nicolae e un intermediar care lucra pentru stăpân, așa am înțeles, da? El era un fel de brigadier, da? Nenașul. Eu am înțeles. Și Gheorghe și de acum Ion, care era nenașul lui Gheorghe, așa, ipotetic, au lucrat la această construcție. Și la mijloc era de bani, era legat de bani. În seara aceea vedem că Nicolae, straniu, halucinant, parcă îl sună pe nenașul, așa, în ghilimele, așa. Și parcă la noi apare ideea unui delir. Domnul doctor este aici, așa...
trebuie să dai răspuns la întrebarea. Dacă e delir, schizofrenie, că îl urmărește cineva, apoi trebuie să se manifeste atât la Moscova, trebuie să se manifeste atât în Germania și o urmărire penală s-ar putea să descopere martori la acest capitol, că nu poate să apară din senin așa, că am avut loc astfel de stări sau astfel de crize în, pe care a trecut Gheorghe. Fiindcă dacă Ion nu minte și dacă soția lui Nicolae tot nu minte și spune că a avut niște telefoane de la Gheorghe halucinante, ciudate, atunci s-ar putea domnul doctor să-mi spună că ceva e legat de aspectul schizofrenic de punctul meu de vedere. Pot să presupun în oarecare moment cum aș fi zis, dar dacă este așa numită endogenie, maladie, deci care ține cumva de funcționalitatea sistemului nervos și astea, ea se dezvoltă în timp. Sau putem spune despre o exogenic, mergem pe pachetelul respectiv, adică pe proba respectivă, adică intoxicația acută, cum cu un drog care provoacă halucinogen, care provoacă halucinații și astea. Când le-a observat, cea mai apropiată persoană a fost Ionela. Deci ea trebuia să observe cumva demersul ăsta. Să zicem, când a început la el dereglarea? Atunci când a ieșit din casă? Până atunci? Ionela, uite, sunt niște întrebări la care ai putea să ne dai răspunsuri. Până atunci, n-ai mai observat nimic ciudat în comportamentul lui Gheorghe? Să... Ceva, nu neapărat halucinații, dar ceva care, uite, timp de 2 ani nu... n-ai mai văzut la el. Și te-ai văzut ceva, așa dacă ți-amintești. Nimic. Dar stăpânul la care dumneavoastră stăteți la gazdă era în relații bune cu Gheorghe? Da, o descoperit să stăteți ca fișorii mei. Câți ani are proprietarul casei? 54. E un om mult mai în vârstă decât... Da, o să stăteți ca copiii mei. Voi vă vedeați zilnic cu el, cu stăpânul? Da. Da? Că era posibil el să observe ceva. Da, o scurtă. Așa sau altfel, Gheorghe a pornit în acea noapte spre Bâc. Și uitați-vă că nașul zicea, mă duc la poliție, da? Așa cel puțin ne-a spus. De la casa unde locuia Gheorghe cu chirie și până la gospodărie unde el a fost descoperit mort, e o distanță de aproximativ 2 km. Colegii mei au mers să cerceteze acest traseu, să vedem ce au găsit acolo. Casa în care a locuit Gheorghe se află la marginea unui sector nou din Bubuieci, unde preponderent sunt case aflate în construcții și vile. La o distanță de 500 de metri se află și vagoneta unde își petreceau timpul foștii colegi de muncă ai răposatului. Vecinii lui Gheorghe nu ne-au putut spune direcția spre care acesta s-ar fi îndreptat în noaptea dispariției sale. Cât spărut, zis că la vreo 2 de noapte, zis că a plecat de acasă și știu că ai chemat și sectorul de poliție, dar așa cum să vă spun ce s-a întâmplat? Nu, eu lupt așa ne și vedem și câine așa. L-am văzut rosarul vreo 11 noaptea asta, vreo 1 și ceva 1. Se vede că el era batare și este altă stradă și te duci așa la vară. Să să vezi drumul, cum duci drumul, mai bun ușor, așa te duci până în Bâc. E că trebuie să mergi înainte, nu știu mult. Dacă vrei, trebuie să mai la deal. Dacă bărbatul ar fi pornit spre satul Bâc, el ar fi mers pe cel mai scurt traseu. Unul dintre locuitorii acestei regiuni ne-a spus că cu câteva zile înainte de dispariție, Gheorghe l-ar fi întrebat cum să ajungă în localitatea vecină. Eu cu 2 zile înainte de asta s-a dus cu Vitalic, ca un trăier la gază. O trecut cu Ionela, s-a dus chiar drumul. Dar pe aici se dau în sus, sus încolo. Majoritatea străzilor pe care ar fi putut merge Gheorghe nu sunt iluminate pe timp de noapte. Oamenii își petrec timpul ocazional aici, iar în cartier sunt mulți câini vagabonzi. Aici e o grămadă câini. Când fată, mai ales primăvara, ies câte 30 mititei sau nu trau o grămadă. Ieri erau vreo 10. Da, noapte ești mai agresiv? Dacă... Și noapte, sigur, ei s-aruncă și ziua s-aruncă la lume, nu numai că noapte. Pe distanța care desparte locuința bărbatului de gospodăria unde el a fost găsit mort, sunt mai multe locuri în care el s-ar fi putut ascunde. Noi am observat case părăsite, mașini abandonate și remorci defecte. În apropiere de gospodăria unde a fost descoperit cadavrul, am văzut cel puțin 2 camere de supraveghere. Înregistrările de pe una dintre ele, amplasată pe drumul central al satului, a ajuns în posesia noastră. În noaptea de 14 spre 15 aprilie, noi nu l-am văzut pe Gheorghe în secvențele video. În schimb, puțin trecut peste ora 3, camera a înregistrat un flux mai mare de trecători.
chiar e bună investigație. Da. Cred că anume pe ultimele secvențe pentru mine ca și avocat contează, ca poliția să vadă totuși cine la 3 de noapte a trecut 4 persoane pe acolo, felul că au trecut la o distanță unul de altul mică, 1-2 așa după cum am calculat eu, o să dea unele răspunsuri dacă nu l-au văzut pe acolo pe Gheorghe prima și dacă mahalaua aceea nu era câini. Fiindcă și ipoteza precum că avea anumite temeri de câini când a sunat pe nașul Nicolae, s-ar putea să lăsăm ipoteza precum s-a ascuns de câini respectiv în portbagajul acestei mașini, adică să nu-l muște. Și această ipoteză s-ar putea de verificat, de ce nu? Dar eu cred că ceea ce s-a făcut, că distanța 2 km de la locul unde stăteau la gazdă și până la Băc este bine calculată, și a doilea moment s-a interesat de Băc cu o zi, două, înainte de a pleca încolo, cu Vitalia, așa am înțeles, cu Ionela. Voi ați mers pe traseul acela împreună? Nu. Zicea ceva de Ionela, acel nene. O spus Ionela și Vitalia, stăpânul gazdei. Deci, ori acela minte, ori dumneavoastră mințiți la mijloc. N-am mâncinat acolo. Păi, dar de unde el știe de Ionela? Da, de unde știe? Tata n-am mâncinat acolo. Dar pe domnul care vorbea acolo, Ionela, tu-l cunoști sau nu? Nu. E straniu la mir ceva. Mai joi când am fost la Tepiț, acolo am fost în Băc. Joi. Apoi da, cred așa. Că n-am fost joi la Tepiță, a fost tot acolo în Băc. Păi și? În ziua am fost și a doua zi nu m-am înseamnă că ați fost în Băc împreună? Da. Ne-am dus cu mașina până la... Și v-ați oprit la cineva să întrebați de drum? Nu. Până la Băc? Nu. Hazean ne-a dus până la oprești de acolo, dar m-a unit mașina și ne-a luat unde noi la Tepiță. Ionel, parcă ceva aveți emoții la mijloc, adică în voce, și hazeanul v-a dus cu mașina, Vitalie, 54 de ani, el de acum gelos, Gheorghe. Dumneavoastră cunoșteți bine pe stăpână, pe Vitalie, sau nu? Două luni. De două luni stați la gază, da. La Vitalie. Gheorghe pleca des la construcție, așa am înțeles, jumate de zi, mai puțin de jumate de zi. Nu pleca, două luni s-a dus mai acasă, da? Da. Păi de când a lucrat? Dar ce era dator pe bani? Gheorghe zice, dimineața la lucru și vine seara. De pleca dimineața și vine seara. Ionela, ceva la... Dar Vitalie, în seara ce a fost cu dumneavoastră, da? Când a plecat el de acasă. Da, era el a deschis ușa, el da? O să la televizor el. La ora 2 din noapte este la televizor? Da, așa a spus el dimineața, că la televizor. E straniu la mijloc. Eu cred că aș începe cu varianta ultima, cu ultimele registrări care dumneavoastră le-ați efectuat. Totuși, în ce legătură au cele patru persoane, că au mers la 3 de noapte pe acest traseu. Da, nu este ora potrivită pentru promenade, nu? Colegii mei au solicitat un comentariu de la Procuratura Generală pe acest caz. Deși au promis să revină în scurt timp cu informații la solicitarea noastră, la data înregistrării acestei emisiuni, ofițerul de presă al instituției nu ne-a răspuns. Eu sunt de părerea că e posibil ca expertiza medico-legală care a făcut-o singur medic, în baza unor probe pe care le-a avut primarea, să o repete. S-ar putea, în comisie să identifice și alte elemente pe care nu au văzut un medic legist. Eu nu pun la îndoială la profesionalismul. S-ar putea ceva, o neglijență la mijloc. Poate fi dispusă chiar și exhumarea cadavrului? Ulterior, dacă procuratura ajunge la concluzia că medicul legist a dat dovadă de neglijență, fiindcă la bază este raportul medicul legist. Moarte violentă sau moarte neviolentă? Și dacă e moarte neviolentă, gata, am închis cazul. Dar dacă sunt elemente ale violenței sau ale administrării unor substanțe necunoscute, atunci s-ar putea să meargă comisia și exhumare. Nu-i scus faptul dat. Ce le-ai putea sugera rudelor? Uite, în special Victor, eu care... Eu înțeleg pe Victor, uite, că el frate. Este necrezător. Și trebuie să fie că... așa, fiind casa sângele. Cere, vrea, totuși, să afle adevărul. A fost o moarte banală sau cineva l-a dus la această moarte și el nu se liniștească? Exact de asta spun. Ce ai putea să-i sugerezi? Să nu se oprească, să depună plângeri la acțiunile urmăririi penale sau procurorul care investighează acest caz, să angajeze un avocat la acest capitol, ca în cele de urmă acțiunile de urmări penală să fie trecute prin prisma profesionalismului. Și dacă depistează anumite neglijențe sau așa breșe... Deci, altfel spus, să-i țină în tonus pe oamenii legii. Dar dacă nu ține în tonus, numai decât o spună că a fost un caz banal. Persoanele dragi și însuși moartea cuiva, da, cumva ne afectează practic și ne amintește și pentru noi că
nu suntem persoane, spunem așa, invincibile sau chestiile astea, tot suntem fragile și tot într-o oricare măsură putem să decedăm. Și asta ne sperie și asta începem să căpătăm o formă mistică. Totul trebuie să fie, să aibă o cauză și iată care a fost rezultatul respectiv. Adică nu cred că este ceva mistic, dar... Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.